Deci, vindecarea profundă sau transformarea este călătoria de a redeveni întregi, da? Din punct de vedere emoțional și spiritual, pe toate planurile, da? Whole and holy. Și spuneam, este călătoria de la întuneric la lumină, da? De la ignoranță la iluminare sau la înțelepciune. Și este călătoria de la victimă. Da, de la starea de victimă în care nu luăm responsabilitate, în care tot timpul dăm vina pe ceilalți, la uniune, da, yoga, uniunea cu sinele superior. Și da, presupune a lua responsabilitate completă pentru emoțiile, nevoile, gândurile și viața noastră. Dar atenție, e self, responsabilitate de sine, pentru că de multe ori foarte multe persoane au responsabilitate în exterior, pentru ceilalți, pentru copii, pentru job și așa mai departe. Da? Dar de multe ori ne ignorăm pe noi și pentru tot timpul amânăm această muncă interioară până la urmă pe care o avem de făcut. Și de asta e foarte important. Acum, o să luăm pe rând pașii, doar o să enumăr acum și o să discutăm și un pic mai în detaliu la fiecare. Da? Dar oricum, deci acum scopul este doar să creăm acest cadru, să aducem un pic de claritate care este această călătorie și care sunt etapele. Și primul pas, prima etapă este efectiv cea de angajament, da? De a lua hotărârea, angajamentul de a face acest proces. Pentru că de multe ori spuneam, suntem în victimă și dăm tot timpul vina pe ceilalți, pe exterior, pe ce se întâmplă și nu avem cum să facem niciun proces de vindecare dacă nu ne luăm puterea înapoi. Da, asta este primul pas. O să vedem că, de fapt, angajamentul o să fie la fiecare etapă. Sunt diferite nuanțe, da, din ce în ce mai mult angajament sau responsabilitate de sine pe diverse paliere. Dar primul pas este efectiv asta de a vedea că modelul de viață pe care l-am adoptat până acum nu ne mai servește. S-ar putea să ne fi servit până acum, dar ca să nu putem merge mai departe în același mod. Da, după care, etapa a doua este foarte importantă. De multe ori sărim asta și totul se destabilizează. Renunțăm foarte ușor dacă nu avem fundație. Și o să vedem imediat ce înseamnă și la ce se referă, ce presupune să avem o fundație solidă în acest proces. Și este, da, o bază extrem de importantă. După care începe vindecarea efectivă. Și este, de fapt, spuneam, procesul de vindecare, o să vedem, este pe tot parcursul celor 7 etape, dar cu diferite nuanțe și substrate. Aici o să vedem, vindecarea este în principal vindecarea copilului interior, da, iubirii de sine, ce am discutat și data trecută. Este un nivel mai grosier, dacă pot spune, poate nu e cel mai potrivit cuvânt, dar este a integra umbrele, a vindeca traumele, emoțiile, rănile, da, care sunt foarte evidente, dacă stăm să ne uităm cu atenție și care ne sabotează viața pe toate planurile. Da? După care, da, și asta este vindecarea, să spunem, de bază. După care, de la etapa 4, începe vindecarea subtilă. Și etapa 4 e etapă foarte faină, pe care toată lumea o caută și care crede că dacă ajungem aici, totul o să fie minunat și ne simțim extraordinar. Și este ceea ce numim renașterea, da? Sau noul tu. Este o etapă când ieșim din acel abis, când săpăm în profunzime și când stăm în răni și o să vedem că trebuie să stăm în ele, în durere, ca să putem să vindecăm cu adevărat. Când ajungem la renaștere, parcă căpătăm o gură de oxigen, da? E cu totul alt, se deschide cu totul alt spațiu.
O să detaliem. După care, de-abia după aceea putem merge în relații conștiente, cu inima plină, întreagă, purificată, vindecată. Și bineînțeles, nu complet, pentru că la procesul de vindecare, la etapa 3, nu vindecăm tot. Da? Vindecăm, spuneam, ce e mai grosier. După aceea, în relații, de-abia aici se deschide ceva magic. Da? Și nu la relații, pentru că, bineînțeles, toate etapele toți oamenii le parcurg, dar de cele mai multe ori inconștient. De multe ori intrăm în relații inconștient, ne atragem rană pe rană și nu facem decât să ne trigărim emoțiile, rănile, durerea, fără să se întâmple o vindecare conștientă. Aici, în etapa 5, când intrăm în aceste etape, intrăm într-un parteneriat în care relația devine un container pentru vindecare și mai profundă, pentru evoluție accelerată. Da? Și o să detaliem un pic. După care vine etapa de servire cu inima întreagă. Da? Dacă la renaștere deja ne creăm, se schimbă mult din convingeri, din tot ce credeam înainte, se deschide un nou spațiu, chiar și legat de misiunea personală, de modul cine suntem, da? Se schimbă foarte mult convingerile, foarte multe despre ce credeam despre noi. Dar de-abia la etapa 6 putem să începem să servim viața cu adevărat. Da? Să fie din prea plin. Și știți, cu mulți dintre voi am mai discutat și legat la programele de spiritualitate cât de importantă este karma yoga, servirea, tsatseva, da? Termenul sinonime. Însă recunosc și eu încercam să fac asta, pentru că știu, asta e extrem de important pentru evoluția spirituală. Dar dacă nu o faci din acest spațiu, parcurgând toate aceste etape, nu e autentic. E tot din ego, e tot din mie ce-mi iese și nu ajută atât de mult la evoluție. Da, o să vedem, de fapt, aici este etapa de rege sau regină, de lider autentic, o să vedem. Și bineînțeles, etapa 7, da, uniunea cu sinele. Realizarea sinelui, mulți termeni am discutat ce înseamnă. Până la urmă rămâne același scop, doar procesul, călătoria, din punctul meu de vedere, experiența mea mi-am luat-o, da? Ca să folosesc acest termen. A dat viața cu mine de pământ și știți cât de înverșunat eram pe meditație, pe disciplină, pe așa mai departe. Asta că nu merge. Nu merge doar așa. Și că trebuie să parcurgem aceste etape și pentru mine, până la urmă este, dacă vă sună cunoscut și cunoașteți călătoria eroului, într-un fel este cam acesta. Este acea poveste mai mare despre care vorbesc toate filmele, da? Și care Cristi știe de călătoria eroului. Și bineînțeles, cu toții vrem să devenim eroi, pentru noi sau pentru cineva. Și haideți să detaliem un pic ce înseamnă fiecare. Da? La angajament, spuneam, este începutul călătoriei. Angajamentul s-ar putea să fie instant. Băi, am luat decizia, gata, mi-au commitment-ul pentru vindecare și aia e. S-ar putea să nu fie nevoie de mult timp. Dimpotrivă, pentru alte persoane s-ar putea să dureze mult. Pentru că tot fugim de asta. Nu ne luăm responsabilitatea pentru că știm că urmează ceva dureros. Da? Înainte să fie bine, este un pic dureros. Da? Ăsta este adevărul și nu putem să-l dăm, să facem așa cu floricele, să-l îmbrăcăm, să sune bine. Nu, este un proces în care va trebui să stăm cu durerea. De-aia e importantă fundația, de-aia e importantă pasul 2. O să vedem imediat, ca să fim pregătiți pentru asta.
Da? Și începe cu onestitate de sine. Spuneam, înainte de asta suntem o victimă. Și suntem o victimă de cele mai multe ori pentru că am experimentat durerea, ne-am format protecții, măști, încă din copilărie. Spuneam, ne-am creat ego-ul, care am discutat la trecută și cu Dana, întreba ce înseamnă ego-ul. Și ai, sunt multe perspective. Una dintre ele este că ne formăm toate aceste protecții ca să nu mai simțim durerea, pentru că am suferit, am fost răniți, n-am știut cum să gestionăm acea durere și viața ne-a atins și ne-a din ce în ce mai mult, tocmai acolo unde ne doare mai mult și astfel ne-am distanțat enorm de mult de ceilalți, de Dumnezeu, de iubire, de cine suntem noi cu adevărat și autentici. Și trebuie să facem procesul invers. Trebuie să învățăm să dărâmăm aceste ziduri. Și e interesant că ego-ul, mintea, va face tocmai opusul. Când vede că începem să pierdem controlul, că zidurile se dărâme, păi atunci se ține și mai tare de ele. Da? Și vă spun acum pentru că am retrecut, bineînțeles, am trecut de multe ori prin acest proces de-a lungul anilor, însă acum l-am făcut mult mai conștient și e mult mai vivid în celule, dacă pot spune așa ce înseamnă. Și e foarte interesant să vedem cum ne sabotăm singuri de cele mai multe ori. Da, și e important să observăm lucrurile astea, că spuneam, ne-am creat niște ziduri, niște protecții ca să ne protejeze de durere. Ăsta a fost scopul, scopul a fost unul bun, da? Însă nu ne mai servește. Pentru că ne-am creat o fantezie de cum trebuie să arate lumea, realitatea, da? Unii și-au creat fantezia de a obține cât mai multe, de a căpăta succes, aprecierea celorlalți, da, relații și așa mai departe, crezând că asta o să ne aducă ceea ce căutăm, fericirea, da, și nu o să mai simțim durerea. Alții sunt două tipuri principale. Unii merg pe asta, pe a obține mai mult și mai mult, ceilalți merg pe închidere, pe retragere, pe a evita pe oricât posibil să nu experimentăm suferința, durerea. Da? Ambele sunt fantezii și ambele sunt iluzorii, sunt niște protecții care nu ne servesc, nu ne lasă să fim noi autentici cu adevărat. Da? Și de multe ori, legat de modelul ăsta pe care ne-l creăm, model fals, spuneam, e întărit de adicții. E întărit și de niște reguli, convingeri, ceea ce ne creează realitatea și vedem doar o realitate fixă, limitată. Și de asemenea e întărită de adicții. Da? De la fumat, mâncare, sex, plăceri, tot felul, da? Care anesteziază durerea. Și nu ne dăm voie să simțim. De fapt, tot ceea ce creăm, tot constructul ăsta mental, până la urmă, este ca să ne protejeze de durere. Însă trebuie să înțelegem că, cum spunea Buddha, în viață experimentăm durerea. Este inevitabil. Oricât de mult am vrea să o evităm, să o pansăm, să o îndepărtăm, să nu o simțim, nu facem decât să prelungim și mai mult și mai mult procesul de vindecare. Da? Deci ăsta este primul pas. Și avem, viața ne dă tot timpul wake-up call-uri. Da? Sună clopoțelul. Prin emoții, prin semne, prin tot felul de mesaje, pentru că Universul tot timpul comunică cu noi, însă când nu înțelegem mesajele, vine de obicei cu emoții mai dureroase. Pierdere, boală și așa mai departe. Până auzim. Și la un moment dat nu o să avem încotro când ajungem la fundul sacului și va trebui să luăm acest angajament. Pentru că de cele mai multe ori, majoritatea oamenilor intră din suferință, pentru că nu mai pot. Da? Nu mai e altă cale. Bineînțeles, e bine să învățăm să ascultăm aceste semnale, aceste wake-up call-uri,
pentru că e mult mai ușor, da? Să nu ajungem la fundul sacului. Da? Și acest angajament nu vine neapărat din voință, din disciplină, din forțare, ci vine din, da, pe partea pozitivă, un angajament pentru schimbare, merg pe ceva pozitiv și o să vedem cum poate arăta viața când, după ce fac acest proces. Da? Și o să vedem la renaștere ce se întâmplă. Și e important să ne readucem aminte de cum se poate schimba lumea, realitatea, viața noastră, experiența vieții când ne dăm voie să facem acest proces. Da? După care mergem la fundație. Spuneam, nu putem fără. Pentru că altfel, când ajungem la vindecare, la pasul 3, spuneam, e dureros, intrăm în abis. Ce găsim acolo s-ar putea să ne copleșească. Și de asta e important să punem fundația. Și cu cât e mai solidă fundația, cu atât ne permite să stăm mai mult cu durerea, să săpăm mai adânc, să vindecăm mai profund. Și înseamnă multe, înseamnă pe mai multe planuri. De multe ori și mult ce am discutat și la programele anterioare legat de practica zilnică, legat de cum reorganizăm viața, mediul, prietenii, programul, activitățile, mâncarea, dieta, da? O să vedem că implică foarte multe paliere ale vieții. Scopul este de a crea noi obiceiuri. Da, odată este de a renunța la adicții, la dependențe, care spuneam, doar anesteziază durerea și a le înlocui cu noi obiceiuri. Da? Începe să ne formăm obiceiuri pozitive, sănătoase, care să ne susțină, să ne dea energie. Avem nevoie de foarte multă energie în acest proces, pe toate planurile. Da, și fizică, și mentală, și emoțională, și spirituală. Da, văd că când încep să discut lucruri, de ce mai des văd că nu prea mă mai lasă să vorbesc. Și da, nu e ușor, pentru că lasă un gol în noi când renunțăm la vechi moduri de a funcționa, la dependențe, lasă un gol și va trebui să învățăm cum să-l umplem în alt mod sănătos. Bun, după care intrăm la vindecare. Cum e până aici? E clar? Sunt ceva întrebări? V-a trezit ceva? Vezi un comentariu? Sau mergem mai departe? Acum era partea de interacțiune. Paula zice, recunosc simptomele, extrem de clar, un film cunoscut. Da, ideea e că nu învățăm, sau cel puțin chiar în tot procesul, nu e neapărat că învățăm ceva nou, ci doar ni se clarifică. E foarte important să înțelegem etapele, pentru că o să vedem după aia, ne dăm voie să fim blânzi cu noi în proces. Pentru că altfel, și mai ales la etapa de vindecare, dacă nu înțelegem ce se întâmplă și că este noaptea neagră a sufletului, probabil ați auzit de acest termen, renunțăm, zicem că nu funcționează, că e mai rău decât înainte, ce mi-a trebuit mie spiritualitate, când înainte era mult mai bine cu protecțiile mele, cu dependențele, măcar era mai aveam și plăcere și mai suferam, asta e. Da? Dar trebuie să înțelegem procesul, de asta e important, că modul acela nu are cum să ne servească. Asta e singura cale să trecem prin toate aceste etape. Da, spuneam, intrăm în abis. Da? Trebuie să ne confruntăm, spuneam, trebuie să devenim onești cu noi, să vedem. Din
dintr-o perspectivă mai înaltă, cum ne-am creat o lume, o fantezie iluzorie. Da? Să vedem ce se ascunde în spatele protecției, da? Până la urmă sunt rănile. Da? Din cauza rănilor emoționale, ale traumelor, a experiențelor dureroase, ne-am creat aceste protecții, aceste moduri false de a funcționa în lume. Și spuneam, da, nu vindecăm tot în această etapă, pentru că vindecare completă, spuneam, înseamnă iluminare, ci deblocăm cea mai mare parte din cele mai grosiere, din protecții, din ziduri, da? Și la început e greu, dacă nu suntem obișnuiți să facem asta. Unii dintre voi am discutat, da, cu acea metaforă, dacă mai țineți minte, durerea e doar durere. Nu știu dacă vă aduceți aminte, am discutat la unul din workshop-uri, nu știu la care, și spuneam și niște povești legate de, până la urmă, da, și cât de important e să învățăm să stăm cu partea asta mai dureroasă. Spuneam, este partea de conectare cu copilul interior, de aliniere, ce am discutat și la data trecută, la iubirea de sine, da? De a alinia planul emoțional cu adultul, da? Și cu sinele superior. Da? Și e un proces delicat, dar e extrem, extrem de important de făcut. După care, da, vine renașterea. Și aici toată lumea zice că e minunat, că gata, m-am vindecat și că totul e. Dar într-adevăr, luăm o gură de aer, lumea, realitatea se schimbă destul de mult, aș putea spune radical, pentru că în etapa anterioară trebuie să renunțăm la foarte multe convingeri. Pentru că spuneam, ca să putem să vindecăm rănile, ele vin la pachet sau se bazează pe niște convingeri, niște reguli pe care ni le-am creat. Cum arată realitatea, da? Că, nu știu, oamenii sunt răi, că, nu știu, e greu, trebuie să muncesc nu știu cât și așa mai departe. Da? Tot felul, cu rana de respingere și așa mai departe. Da? Toate sunt asociate, dacă vreți, cu niște convingeri ca să le susțină această protecție, această fantezie. Are trei piloni. Da? Nu intrăm acum în detaliu, însă asta aș vrea să reținem, că va trebui să renunțăm la foarte multe convingeri. Și e foarte greu să facem asta, pentru că asta înseamnă ego-ul, pe asta se bazează. Simțim că ne pierdem identitatea, de asta și numele de renaștere, pentru că, da, devenim o altă persoană până la urmă. Dar persoană, cine suntem noi cu adevărat, mult mai autentici, cu mai multă pace interioară, cu mult mai multă fericire, optimism, creativitate. De-abia după asta putem intra cu adevărat în relații sănătoase, da? Bazate pe iubire și pe conexiune profundă. Până atunci, dacă suntem încă în rană, aia vom atrage. Și bineînțeles, ne-am, și aici nu s-a terminat, da? Și de acum încolo, de fapt, începe partea mai subtilă, începe vindecarea avansată, dacă o putem numi așa, cu nuanțe mult mai subtile, mult mai profunde. Deja am căpătat oarecare experiență în acest proces și de aici lucrurile se pot accelera și evoluția se poate accelera foarte, foarte mult. Da? Ai o cu totul altă atitudine și după ce am trecut prin abis, nu mai vedem rănile ca pe ceva nasol pe care trebuie să le evităm sau să fugim de ele, să nu simțim dimpotrivă, le vedem ca oportunitate de creștere prin vindecarea lor. Și devii din ce în ce mai autentic, mai vulnerabil, deschis pentru intimitate reală.
Da? Și de-abia după aceea putem intra, spuneam, în relații autentice. Relații conștiente. Este arhetipul de lover, dacă, apropo de, din călătoria eroului, da? În care mergem mult mai profunzime în intimitate și în relații și spuneam, este un parteneriat, da? În care facem această călătorie împreună. Și bineînțeles, relațiile intime, dar și relațiile cu ceilalți se schimbă foarte mult. Da? Vine din cu totul alt spațiu, pentru că nu mai suntem mai avem nevoie să ne protejăm, să ne punem măști care ne consumă enorm de multă energie. Da? Da, realitatea, lumea se schimbă extrem de mult, se schimbă extrem de mult emoțiile pe care le experimentăm în mod recurent, zi de zi, spațiul e cu totul altul și nu mai consumăm atât de multă energie pe protecție. Aia ne consumă extrem, extrem de multă energie ca să fim în control, ca să nu ne arătăm lumii cine suntem noi cu adevărat. Da, după care, da, spuneam, e o etapă extrem de importantă în care oferi și nu mai ești taker. După care, spuneam, etapa de servire cu inima întreagă, când intrăm în arhetipul de rege, da, sau regină. Oferi fără așteptări. Da? De fapt, ăsta este liderul adevărat, când devii un canal al divinității care lucrează prin tine și intenția este efectiv cum pot expanda și mai mult ego-ul, cum pot deveni din ce în ce mai mult una cu sinele, cu iubirea. Da? Pentru că și se schimbă foarte mult. Da? Modul de a servi lumea, umanitatea, pe ceilalți. Și foarte mulți ajung în această postură de lider folosindu-se de putere, da? Folosindu-se de anumite capacități pe care și le dezvoltă, dar fără să-și vindece rănile. Și asta este extrem de periculos, da? Pentru că când începem să avem astfel de putere e foarte seducătoare, tentantă și, de asemenea, căderea poate fi foarte, foarte mare. Da? Și, bineînțeles, nu în ultimul rând, spuneam, realizarea sinelui, uniune cu sinele, cu iubirea, cu blisul, unde nu mai sunt strategii, da? Nu mai sunt tehnici, e doar uniune, conexiune. Și, bineînțeles, meditația, tehnicile, practicile ne ajută pe toată durata. Na, un proces care pe mine, numai faptul că l-am pus sub forma asta mă ajută și îmi dă foarte multă claritate. Faptul că, și poate și unii dintre voi ați avut această experiență, cumva unde trebuie să ajungem, care trebuie să devină realitatea noastră, conectându-ne cu sinele, cel puțin pentru mine îmi dă foarte multă claritate unde trebuie să ajung și îmi dă cumva încredere și energie, dacă vreți, dorință pentru a parcurge toate aceste etape. Da? Astea sunt pe scurt. Acum o să le, bineînțeles, o să le detaliem de-a lungul întâlnirilor, mi-aș dori chiar să facem și întâlniri mai intensive, da, workshop-uri de weekend, vedem poate de o zi doar, în care să luăm modulele și să mergem mult mai în profunzime și, bineînțeles, la întâlnirile de grup să intrăm mult mai în profunzime și să detaliem, să luăm studii de caz, să vedem fiecare cum și unde se află. Da, cam asta e pe scurt călătoria, cum s-a revelat
într-o formă mai nouă și spun eu mai împământenită, dacă o putem spune așa. Cum vi se pare? Cum rezonează cu voi? Are sens? V-a adus un pic mai multă claritate sau nu?